Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un episod. În acest videoclip vom vorbi despre o veste proastă, și anume Fortnite o să facă un update destul de nașpa pentru cei care utilizează controller. Nu contează, de PS4, conectat la calculator, Nintendo Switch, PS Vita. Pentru cei care utilizează controller o să fie o veste destul de proastă, pentru că Fortnite vrea să elimine, într-un fel să baneze, setările legacy, RIP legacy settings. Practic cu aceste setări legacy puteai să îți adaptezi setările după joc, adică dacă cumva îți mergea pe controller mai greu, puteai prin setările legacy să faci astfel încât să îți meargă mai bine building-ul, de exemplu mai rapid, sau de exemplu când tragi, să îți meargă shoot-ul mai bine. Însă, din păcate, Epic vrea să elimine această funcție. Din păcate, da, e destul de trist. Pentru cei care vor să se joace Fortnite de pe PS4, că am văzut că mulți fac live-uri de pe PS4, sau de pe un Nintendo, de pe PS Vita, să-și conecteze controllerul la PC, etc., etc. Deci cam astea sunt veștile proaste care au apărut pentru userii de controller și nu doar atât, și userii de Xbox vor avea de suferit pentru că până la urmă tot controller este. Dar da, legacy controllers erau cele mai bune setări în cazul în care nu-ți mergea foarte bine să utilizezi un controller, era foarte greu. Puteai să faci acele setări și să le adaptezi astfel încât să îți meargă după controllerul tău la jocul Fortnite. Așa era și când schimbai, de exemplu, controlul, când cumpărai unul nou, unii făceau setările ca să le meargă de pe controlul nou, pentru că poate erau altfel de condiții la același și pe Fortnite trebuie să își refacă setările. Din păcate, este destul de tragic. Nu știu cum am putea rezolva această problemă, pentru că Fortnite deja începe să baneze această funcție. Nu chiar că începe, dar deja a început să trimită tot felul de știri despre acest lucru. E foarte, foarte nașpa, după cum am spus. Nu este un videoclip foarte lung, este un videoclip cât se poate de scurt, informativ, pentru că vreau să vă spun despre această informație. Deci, da, s-ar putea să fie totuși niște soluții. Dacă aveți un Nintendo Switch, nu știu dacă poți pe Nintendo Switch să pui remote la o tastatură din aia mică trackpad, habar n-am. Dar dacă se poate, verificați. Dacă nu se poate, aia e. Eu n-am Nintendo Switch, deci n-am de unde să știu. Deci da, cam asta a fost pentru acest episod destul de nașpa. Știu. Clipul acesta chiar nu vreau să-l fac. În plus, cum ar fi pentru userii care au controller incorporat la PC? Eu recomand să-și scoată controller și să se continue de la tastatură. Însă pentru cei care le-ar fi mai ușor pe controller, vă dați seama, când o să apară noi update-uri de la Fortnite, cu siguranță o să schimbe poziția controlelor și sensibilitatea, toate chestiile astea. Și dacă nu mai ai opțiunea aia legacy, cum mai schimbi setările? Păi asta va fi un lucru care îi va face pe unii să se lase de Fortnite, cei care se joacă de pe PS4. Dacă cumva se vor face update-uri din astea în care se vor schimba tot felul de setări de la controller, iar setările legacy nu vor mai fi, deci va fi destul, destul de nasol. În plus, e o mare, mare prostie să fac așa ceva Fortnite. Pentru că, da. Deci, cam atât a fost cu acest episod, pentru că nu-l pot chiar lungi foarte, foarte mult. Eu am fost Bandal, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe. După cum v-am spus, fac building din capul meu, nu e ceva special. Sau poate că nu v-am spus, nu știu sigur. Da. Eu am fost Bandal, o dai cu Bandal, mai bine zis. Și ne vedem data viitoare. Ciao! Didn't even get to cross.